Prieteni, iată că prietenul nostru, George Hodorogea, este atent și vigilent, ca de obicei, trimițându-ne materialul Cazul Caracal și corbii care se înfruptă din cadavre. Sunt Cristian Alexandrescu și să procedem la drum. Corbii și cioclii au fost și vor fi mereu. Începând cu anul de grață 1989, din păcate, în țara noastră, în loc să se instaureze cu adevărat democrația și statul să fie condus de adevărați bărbați politicieni, drept urmași ai brătienilor, goleștilor, cantacuzinilor și alții, au tot venit la putere tot felul de manechine și marionete care ne-au adus unde suntem azi, adică pe buza prăpastiei. O caracteristică a majorității politicienilor postdecembriști a fost, cum se putea altfel, cinismul. Și nu ăla necesar la luarea unor decizii grele, ci ăla nesimțit tradus prin călcarea pe cadavre pentru a-ți atinge scopul. Și să nu uităm pe primul mare corb, de cel o fi poreclit cu cuveaua nu știm, pe cel care s-a hrănit cu sângele a mii de români nevinovați și a acaparat puterea, pe însuși Ion Ilici Iliescu. Dar nici în zilele noastre nu am scăpat de necrofilii corbi, nu de mult sasul nostru de la Cotroceni, profitând de un incendiu oarecare, dar extrem de tragic, l-a dat jos pe premierul Ponta, nu că acesta nu ar fi meritat-o, dar nu pentru colectiv, ca să-și pună propriul guvern. Și să nu uităm nici pe veșnicii traseiști rădători, de-al de Vosganian și Tăricianu inimă zburdalnică, care încercând să-și facă oarece capital, au plâns pe sicriile câtorva soldați români uciși în Afganistan și au cerut retragerea României din acea țară, trădând astfel Statele Unite și NATO. Noroc că nu le-a ținut. Ba mai mult, Vosganian s-a ales și fără funcție și cu dosar penal. Și lista ar putea continua la nesfârșit, dar ne oprim să răsuflăm puțin, dar ce putem? Au năvălit iar corbii necrofili la Caraca. O nouă specie aviară, corbii prezidențiabili. Recenta tragedie de la Caracal ne-a relevat din nou, dacă mai era nevoie, fața hidoasă a unor politicieni băștinoși, transcriere corectă și voită, politicieni ce nu au pregetat să se cațere nesimțiți pe biete cadavre, culme inexistente, ale unor nevinovate fetițe. Să se urce nemilos pentru a ajunge cumva sus, sus de tot, tocmai la Cotroceni. Și începem cu noul venit în politică, consăteanul lui Iohannis, adică imberbul Dan Barna, adică cel care i-a tras scaunul de sub picioare celui care era de fapt și de drept fondatorul și președintele partidului Uniunea Salvați România, Nicușor Dan. Desimabilul Barna a intrat în politica dâmbovițană cu dreptul, dar cu ăla încălțat cu bocanci militarizați și sponsorizați de ceva servicii. Nu alea de masă, nu alea de la frizerie sau croitorie, nu alea de la terase și cărciumioare, ci alea ce lucrează cu ochiul și timpanul. Și s-a trezit agentul politic Barna să-l atace pe sasul de la Cotroceni pe motiv de crime de Caracal. Vreau să cred că dacă eu aș fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi întâmplat. Bredane, cum făceai, bre? Stăteai gardă de corb la bietele fete sau opreai taxiul care le răpise și amendai pe șoferul dincă pentru transport clandestin de persoane? Aud? Dar Barna nu poate fi oprit. Mânat de interesul național și de extremul său spirit civic, președintele USR a cerut imperios gospodinei Viorica Dăncilă să vină în Parlament și să dea socoteală pentru crimele de la Caracal. Ba mai mult, Barna a plusat cerând lui Iohannis să convoace nimic altceva decât CSAT-ul. Solicit de asemenea ca după necesara și asumata dezbatere din CSAT, președintele Iohannis anunță deciziile și măsurile care vor fi luate în România. Nu există siguranța națională fără siguranța cetățeanului, a mai delirat viitorul candidat cotrocenist. Dacă oponenții săi nu au reacționat, cu excepția veșnicului analist de coniac Traian Băsescu, în schimb oamenii de bun simț au tras-o liderului userist. Și nu oriunde, ci acolo unde îl doare pe acesta mai mult, adică online. Dacă Dan Barna ar fi condus armata noastră în războiul de independență, precum lupul din celebrul desen animat cu cei trei purceluși, ar fi suflat deasupra redutelor turcești și le-ar fi pulverizat imediat. Bogdan Karanfilov. Vreau să cred că dacă era Dan Barna prefect de Vaslui, ne-ar fi convins pe toți vasluienii să îmbrățișăm abstinența totală. Am fi umblat toți mahmur, dar liniar pe marginea Șușelii, cântând Așa trec zilele mele, Mihai Popa. Dacă Dan Barna ar prelua președinția clubului, Dinamo ar câștiga Champions League 5 ani la rând. Dan Cristian. Dacă Barna era președinte al României în 1977, nu mai avea loc niciun cutremur. Octavian Perpele.
Dacă Dan Barna ar fi trecut din întâmplare în anul 106 prin zona Sarmisegetuzei, romanii ar fi fost învinși instant, iar Traian s-ar fi sinucis de rușine. Bogdan Ionescu. Dar nu numai Barna s-a trezit ca să croncăne. Unul pe care nu-l credeam în stare, tocmai fiindcă și el fusese victima corbilor, și anume Victor Viorel Ponta, s-a băgat și el în seamă și a spulberat guvernul și pe Dăncilă din fruntea lui, tot pe motiv de caracal. Guvernul trebuia suplimentar față de rezolvarea cazului fetelor răpite de Gheorghe Dincă, el și statul român, să rezolve și alte probleme, precum clanurile de interlopi care au revenit. Ponta a uitat că și el a condus într-un fel sau altul România mai mulți ani și acum urlă pe la televiziuni că... Dincolo de casă trebuie să vedem. Avem o boală în România, o nenorocire, toată lumea se mobilizează și pe urmă apare altceva și uităm. Problema noastră asta este ca societate. Trebuie o reformă profundă a tot ceea ce înseamnă administrație publică în România, a mai declarat fără rușine Victor Ponta. Și ca să fie lista cât mai mare, o mai amintim și pe candidata PSD la prezidențiale, neestimabila Veorica Vasilica Dăncilă, care a declarat și că război total clanurilor. Doamnă, mai întâi de a înfrânge clanurile interlope din România, n-ar fi mai bine să renunțați la serviciile lor electorale? Sau nu, că nu ar mai fi cine să vă aducă voturi, cine să-i mobilizeze pe morți în ziua de votare sau cine să vă însoțească pe voi, politicienii PSD, atunci când întâmplător mergeți în vizită pe la DNA, DICOT sau chiar la tribunal? Sau ați uitat cazurile Dragnea și Vâlcov? Alexandru Cumpănașu, corbul hoitar ONG-ist. Cine este acest oportunist cu acte în regulă? Este unul dintre cele mai alunecoase personaje din spațiul public pe care balvesc ca ONG-ist preocupat de implementarea democrației, balvesc susținând legea Big Brother împotriva democrației, baziarist la Realitatea TV, unde cum dracului a moderat o emisiune cică de diplomație, ba urlă împotriva statului paralel, ba lucrează din plin tocmai cu statul paralel. Deși părea la prima vedere un dușman al serviciilor, Cumpănașu l-a sprijinit și s-a lăsat sprijinit tocmai de George Maior, fostul director al SRI. Mulți gazetari de bună credință s-au tot întrebat oare ce schelete zac în dulapului Alexandru Cumpănașu, căci acestea pot să explice mai bine cum naiba un ONG care se declară implementator al democrației arbitrează totdeauna în favoarea instituțiilor de forță ale statului, uitând mereu să-i apere pe cetățeni de eventualele abuzuri ale acestora. Astfel, presa a scris nu odată despre un protocol ciudat pe care fundația lui Alexandru Cumpănașu l-a încheiat cu Ministerul de Interne. Iată, de exemplu, ce se scria în ziarul Guardianul în anul 2007. Ministrul de Interne, Cristian David, riscă să se aleagă cu o plângere penală la DNA din partea actualului director al Direcției Generale Anticorupție din cadrul MIRA. La începutul lunii noiembrie, ministrul David a semnat alături de președintele AID România, Alexandru Cumpănașu, un protocol de colaborare între MIRA și acest organism non-guvernamental prin care ministerul s-a obligat să pună la dispoziția Centrului Național de Voluntariat pentru Integritate, CNVI, spații de lucru, calculatoare, imprimante, internet, telefonie fixă și mobilă, un autoturism și combustibil, precum și postarea pe paginile web ale MIRA a știrilor privind activitatea centrului. Încă din anul 2005, Alexandru Cumpănașu, pe atunci director executiv al Asociației Române pentru Transparență, dorea să-și mărească controlul în întreaga țară. Pentru a-și putea organiza activitatea, Asociația lui Cumpănașu solicita tuturor primarilor să-i dea locații în schimbul unor eventuale contacte cu diversi ambasadori străini. Așadar, încă de pe atunci, Cumpănașu dorea să înființeze astfel de structuri fantomă în toate județele țării, în locații pe care să le primească cu titlu gratuit de la primari. Ca un veritabil trahanache, Alexandru Cumpănașu a devenit peste noapte președinte sau director executiv la o mulțime de comitete și comisii, a se citi ONG-uri. Practic, Alexandru Cumpănașu își propunea să înființeze structurile lui personale pe lângă toate consiliile locale. Ba mai mult, Cumpănașu și ONG-urile sale au trăit mult și bine din banii publici, fapte pe care el le incrimina la politicieni, numai în anul 2008, atunci când Asociația pentru Implementarea Democrației devenise aproape o structură MEI, a primit prin intermediul acestui minister 900.000 de euro din fonduri europene, bani pe care ONG-istul nu i-a mai folosit la Asociația Română pentru Transparență,
ci a transferat la o altă creație tot la fel de ciudată, Centrul Național de Integritate. Dar nimic nu i-a ajuns. Cumpănașul aștepta un moment favorabil pentru a cuceri noi redute. Și momentul a venit tocmai când marele ONG-ist intrase într-un veritabil cont de umbră și a venit pe un fond tragic, crimele de la Caracal, și pe un fond emoțional, nesperat de acesta. Alexandru Cumpănașu era din întâmplare unchiul uneia dintre victime. Și să te ții. Imundul personaj a umplut toate ecranele televiziunilor cu acuzații, reclamații, bocete și amenințări. De ochii lumii impresionate, ONG-istul cica a declarat război clanurilor și a început propria lui anchetă rău mirositoare. Intrigat de excesiva sa prezență pe sticlă, o ziaristă l-a întrebat dacă nu cumva are de gând să candideze la președinția României. Profund deranjat de întrebare, actorul ieftin Cumpănașu s-a arătat scandalizat de întrebarea reporterisei. Scandalizat doar 24 de ore, fiindcă a doua zi și-a anunțat intenția de a candida pentru fotoliul de la Cotroceni. Dacă ceilalți oponenți se urcau pe cadavre străine, Cumpănașu a strivit sub greutatea sa nesimțită de pretenții prezidențiale, chiar trupul nepoatei sale. Cu siguranță este cel mai mare corb necrofil din istoria de până acum a României. Războiul corbilor în robe. Între timp, un alt individ destul de dubios implicat și el în ceva dosare penale, avocat de meserie, intra și el în uitarea ponosită a vremii, pe numele lui Tonel Pop, s-a lipit ca marca de scrisoare de cazul Caracal, proclamându-se avocatul familiei celeilalte victime, nu nepoata corbului prezidențiabil. Și astfel Tonel Pop s-a luat la concurență cu Alexandru Cumpănașu la numărul de declarații și de apariții televizate. Simțind că prezidențiabilul i-a cam luat fața cu anunțarea candidaturii la Cotroceni, stimatul Tonel Pop a sărit ca ars, apărându-și propria scară mortoară. Eu și familia Luizei nu ne asociem cu niciun fel de campanie prezidențială. Domnul Cumpănașu în mod clar își face campanie prezidențială. Noi am crezut în dânsul la început, dar întreba dacă va candida la președinție, la un alt post concurent a spus că este bărbat, nu este gândac să facă acest lucru. Deci ne desolidarizăm total de acest fenomen, de ce vrea să facă domnul Cumpănașu pe acolo. Nu înțeleg de unde vrea să vorbească cu familia Luizei. Pe mine nu m-a contactat, nici măcar pe familia Luizei n-a sunat-o, dar dă pe toate posturile să-și facă campanie. Și nedistinsul avocat, supărat și opuscat, o scapă pe cea dreaptă, adică propriul interes. Nu-i mai ajunge familia Alexandrei. Cu alte cuvinte, nu te băga mă peste mine, că eu ce mai rod. Bravo, domnule Tonel Pop, de un corb în robă mai aveam nevoie, în rest totul e ok. Dar credeți că celălalt corb, caracalian, s-a lăsat atacat fără să croncănească și el ceva? Aiurea! Ia să-l vedem și pe ONG-istul nostru ce a răspuns lui Pop. Eu nu am ce să-i răspund. Este un om cu o opinie care s-a agățat și el de o familie care nu avea o soluție. El ar trebui să spună ce înțelegere are cu statul român și ce despăgubire ar vrea să primească de la statul român. Pe mine nu mă interesează toți oamenii care s-au băgat în seamă în povestea asta. Dixit Alexandru Cumpănașu. Dar ce te interesează, Alexandre? Fotoliul de la Cotroceni sau publicitatea ieftină pe care ți-o faci de dimineață până seara de s-a plictisit o țară întreagă de tine? Dacă tu crezi că suindu-te pe cadavre, aruncând acuze ieftine în stânga și în dreapta și promisiuni fantasmagonice, vei ajunge la Cotroceni pe înșele amarnic. Singura ta șansă să vezi Cotroceniul e să-ți faci programare și să-ți iei bile de ordine pentru vizita duminicală deschisă din când în când publicului larg. În rest, numai de bine. Și apropo, dragi electori români, fiți și voi măcar odată atenți la corbii necrofili și nu-i mai votați ce dracul. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și declar pe propria răspundere excelent materialul lui George Hodorogea. Pe curând!